Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de administrație publică. Este marți și momentul să vedem ce avem de făcut, ce facem și ce vom face aici la Târgu Jiu și în județul Gorj în această perioadă. Am deosebită plăcere de a discuta în această seară cu domnul Raul Chiriac, director executiv adjunct în cadrul Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Stimate domnă, bună seara, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Laurențiu Romanescu, anunța încă de anul trecut, 2021 este un an dedicat aproape în totalitate investițiilor la nivel de UAT Târgu Jiu, un an în care încep să-și producă efectele în stradă, adică se vor vedea șantierele de lucru ale unor proiecte din anul trecut, de acum 2 ani, toate astea evident pentru beneficiul ulterior al târgujienilor. Sigur că da, așa cum a spus dumneavoastră, practic în anul acesta sunt la maturitate o serie de proiecte demarate în anii precedenți, practic în ultimii ani ciclic, periodic, inclusiv bugetul alocat, bugetul local, mă refer al programului de investiții, a fost de la an la an mai mare. În acest an, bineînțeles că atât bugetul local, dar și faptul că este un an în care deja sunt demarate marile investiții, proiectele majore finanțate din fonduri europene sau din fonduri guvernamentale, bineînțeles că și bugetul alocat, bugetul total alocat programului de investiții este pe măsură. Sunt foarte multe proiecte ce vizează toate domeniile de activitate, de la infrastructură, la educație, cultură, infrastructură sportivă, rețele de străzi, iluminat. Practic, toate... din ce m-am uitat eu, fie pe comunicatele de la primărie, fie pe documentele apărute în spațiul public, toate domeniile sunt practic vizate. Toate vizate și sunt obiective prin care aceste domenii sunt tratate echilibrat, armonios, astfel încât locuitorii municipiului să beneficieze. Sunt obiective, așa cum am spus, din an în an au fost promovate, acum practic toate proiectele promovate în anii anteriori vor fi materializate începând cu acesta. Am vorbesc de proiecte mari finanțate atât din fonduri europene, dar și de la bugetul local, astfel încât obiectivele să contribuie la dezvoltarea economică a municipiului, dar și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Lucrul acesta cu siguranță nu poate să aducă decât lucruri pozitive aici la Târgu Jiu, spuneam eu. Haideți să le luăm punctual. Am văzut o preocupare permanentă a ceea ce înseamnă interesul manifestat de către primărie și Consiliul Local pentru latura educativă. Am văzut în ultimii 2-3 ani de zile investiții constant realizate la obiectivele de interes educațional școlar, atât baza materială, dacă putem spune așa, exterioară, cât și chestiunile de interior. Am văzut laboratoare de informatică dotate corespunzător, am văzut săli de sport făcute, începute și finalizate. Iată că și acestui domeniu educativ, Primăria Municipiului Târgu Jiu îi acordă un interes mai mult decât sporit. Sigur că da, domeniul educațional este una dintre priorități în programul primăriei și a domnului primar, dovada investițiilor realizate anii anteriori, atât în ceea ce privește creșterea capacității, unele investiții care au avut rolul de a îmbunătăți și a crește capacitatea spațiilor destinate învățământului, dar și dotări, baze sportive care s-au făcut în municipiu. Bineînțeles că în acest an vor continua aceste investiții și aș face remarca învățământul preșcolar. În urma unei analize făcute de conducerea primăriei, de domnul primar și de factorii responsabili cu conducerea unităților de învățământ, au fost promovate o serie de proiecte ce vizează creșterea locurilor destinate copiilor preșcolari și în acest moment putem spune că în acest an deja se finalizează o parte din aceste investiții. Este vorba practic de un număr total de 450 de locuri pentru copiii preșcolari care vor fi, deci peste ceea ce avem la momentul acesta, în această perioadă, practic în acest an. Sunt două investiții finanțate din fonduri europene. Este vorba de grădinițele din zona de sud a municipiului, grădinița 8 și grădinița Mihai Eminescu, lucrări ce se finalizează în această vară, prin care fiecare unitate își va mări capacitatea cu
câte un corp ce va dispune de 4 grupe, cu spațiile necesare pentru 4 grupe, pentru la fiecare unitate. În zona de nord, o nouă locație, o nouă grădiniță va funcționa în incinta Colegiului Tehnic Ion Nicu, în clădirea fostelor ateliere. Este vorba de o locație nouă cu 5 grupe pentru copii preșcolari. De asemenea, în Griviței, în zona centrală, suntem acum în cartierul Griviței, la grădința numărul 1, chiar de mâine este dat ordinul de începere pentru execuția lucrărilor la supraetajarea parțială a clădirii existente și reabilitarea totală a exteriorului întregii clădiri. Aici vor rezulta 2 spații pentru 2 noi săli de grupă și spațiile aferente. De asemenea, sunt 2 investiții promovate în parteneriat cu Ministerul Educației. E vorba de o grădiniță ce se va finaliza în acest an, tot în cartierul de Barcadero, o grădiniță cu 3 grupe, pe strada hidrocentralei. Și de asemenea va... În acea fostă centrală termică sau unde este? În spațiul adiacent fostei centrale termice. Centrala, fostea centrală de cartier din zona de Barcadero a fost desfințată și pe amplasamentul respectiv. Este amplasamentul situat la intersecția străzilor Locotenent, Colonel Dumitru Petrescu și hidrocentrale, în viza, în zona adiacentă lacului de Barcader. Și de asemenea o altă investiție ce va fi demarată în acest an, o grădiniță cu 4 grupe la Liceul Teologic, în incinta Colegiului Teologic. Deci toate aceste grădințe vor aduce un surplus de 450 de copii și practic ele vor fi finalizate în cea mai mare parte. Asta că tot se plângeau la un dat cetățenii în anii trecuți că nu au unde să-și înscrie copiii, dat fiind la momentul respectiv numărul mare, dar acum date fiind condițiile, iată, pandemice. Sigur, și am luat în calcul împreună, aici putem spune că pe baza, în urma discuțiilor, s-au implicat și conducerile unităților respective, spre exemplu și la grădinița numărul 1, lucrurile vor, ordinul de începere, așa cum am spus, este dat cu data de mâine, implicarea conducerii privind asigurarea condițiilor și relocarea unor activități, astfel încât lucrurile să se poată derula fără a afecta ciclul educațional. De asemenea, pe lângă unitățile de învățământ preșcolar, se vor finaliza în acest an 2 investiții majore la nivelul municipiului Târgu Jiu în ceea ce privește activitatea educațională. Este vorba de reabilitarea Colegiilor Național Tudor Vladimirescu și Colegiul Național Spiru Haret. 2 embleme pentru ceea ce înseamnă învățământul preuniversitar. 2 în ceea ce privește calitatea actului educațional, dar și ținând cont de faptul că aceste clădiri, clădirile de bază ale celor 2 unități, sunt clădiri de referință ale municipiului, clădiri de patrimoniu, care, cu ocazia acestor lucrări, vor fi puse în valoare. Pe lângă spațiile, asigurarea corespunzătoare a tuturor spațiilor din incinta acestor licee, și clădirile vor fi puse în valoare la... Foarte multe dintre unitățile de învățământ de pe raza municipiului Târgu Jiu au, să spunem, baze sportive. Ei bine, în ultimii ani și în acest an s-a pus accent și se pune accent pe modernizarea acestor sau chiar construirea de la zero a acestor baze sportive. Iată că inclusiv sportului. Sigur că da. Începând cu, practic, acum 2 ani au fost realizate la 6 unități de învățământ și au fost alese acele unități de învățământ care dispuneau de suprafețe generoase de teren unde se puteau organiza aceste activități, terenuri multifuncționale, terenuri de fotbal, terenuri de basket, astfel încât să asigure, mă rog, o diversitate a jocurilor sportive, dar acele terenuri, fiind situate și în zone populate, în cartierele din municipiu cu populație, cartierele de locuințe colective, să poată fi, pe baza unor reguli stabilite de conducerile unităților școlare, să poată fi folosite pe baza acestor reguli și de persoanele din cartierele respective. Continuăm acest program. În acest an ne-am propus, pe lângă acele școli, să realizăm în continuare la Școala Generală Sfântul Nicolae, Școala Generală Alexandru Ștefulescu, la Colegiul Național Spiru Haret. Să continuăm acest program de modernizare, de realizarea unor terenuri multifuncționale, cu terenuri de joc, cu terenurile de joc sintetice, dotările sportive necesare, instalații de nocturnă, astfel încât să le aducem la standarde. Și practic
Aici vorbim de fonduri europene sau de fonduri din bugetul guvernamental? Acestea sunt finanțate de la bugetul local, dar vis-a-vis de infrastructura sportivă, sunt o serie de proiecte la nivelul primăriei, care, în afara, așa cum a spus, celor dedicate învățământului, da, unităților școlare, sunt, avem câteva investiții promovate care practic contribuie la îmbunătățirea substanțială, chiar dacă s-au făcut până prezent o serie de obiective în infrastructura sportivă, dar și acestea vor contribui fiind obiective de referință. Și aici mă refer în zona Narciselor, acolo unde primăria deține o suprafață generoasă de teren de 40 de hectare și unde a fost elaborat acel plan urbanistic zonal de dezvoltare al municipiului, da, unde se armonizează o serie de funcțiuni de la locuire, la zonă de agrement, de care voi aminti câteva cuvinte de stadiul promovării acesteia. În zona adiacentă, pe o suprafață de 3,2 hectare, a fost elaborat proiectul pentru realizarea unei baze sportive cu terenuri de fotbal, teren de fotbal de dimensiuni standard, terenuri de fotbal de mini-fotbal, terenuri de basket, terenuri de tenis, piste de alergare, practic toată această zonă de 3,2 hectare devenind un pol de atracție pentru activități sportive destinate locuitorilor. Și cred că nu numai pentru cei din zonă, ci pentru întreg, adică vor merge oamenii acolo din tot Târgu Jiu. Sigur că da, pentru întreg municipiu este o zonă care, așa cum a spus, se dezvoltă armonios. Ca să fac referire totuși la acest proiect, proiectul a fost promovat, a fost depus la Compania Națională de Investiții în cadrul subprogramului de complexuri sportive realizat prin Compania Națională de Investiții, CNI, da. Da? A fost aprobat prin ordinul ministrului, urmează a se parcurge fazele următoare de avizare și de derulare a procedurilor de achiziție, astfel încât să demareze lucrările. Dorim să realizăm această investiție în paralel cu realizarea zonei de agrement. Ce se va face în această zonă, o zonă de agrement pe 12, realizată pe 12 hectare, de care voi spune câteva cuvinte. Am înțeles. Ce remarc eu, apropo de acest interes acordat întregul oraș, dar mai mult în acest moment acelei zone, practic încet, încet nu putem să nu constatăm că municipiul se extinde, orașul crește. Da, și bineînțeles a fost o oportunitate aceasta de a se transmite de la Ministerul Apărării către municipiul Târgu Jiu această suprafață de 40 de hectare și practic așa cum reiese din planul urbanistic zonal, toate funcțiunile care au fost propuse prin acest plan urbanistic zonal, pentru toate au fost elaborate proiecte și sunt în diverse stadii de promovare, astfel încât, așa cum am spus, să creăm la nivelul municipiului o nouă zonă rezidențială. Fiindcă pe lângă acest complex sportiv avem zona de agrement finanțată din fonduri europene, deja va demara licitația de execuție. Tot în acel puz avem o zonă prevăzută pentru locuințe colective în regim pe plus 8. Sunt 15 blocuri deci cu regim de înălțime 8 etaje. Pe plus 8, da? Pentru prima subzonă este deja în elaborare studiul de fezabilitate, documentația premergătoare a fost înaintată la Ministerul Dezvoltării, fiindcă prin Ministerul Dezvoltării se finanțează programul de construire locuințe sociale. Și deja avem deja sunt trecute, obiectivul este deja inclus în programul Ministerului Dezvoltării și îl vom derula pe următorii 5 ani. Această primă subzonă cu 5 blocuri de locuințe. Așa cum fiecare de pe plus 8. Da, în total toată zona va cuprinde 3 subzone, fiecare cu câte 5 blocuri pe plus 8. Fiecare subzonă va dispune de un total de 450 de apartamente cu două camere. Cifre fantastice. Și da, iată vine în sprijinul a ceea ce spuneam eu mai devreme, municipiul încet încet crește, se extinde. Sigur că da. Revenind la infrastructura sportivă, fiindcă ați întrebat adineauri, pe lângă, mă refer la obiectivele majore, da, pe lângă modernizarea bazelor la unitățile școlare și alte investiții punctuale, vreau să amintesc că deja a fost încheiat contractul la Compania Națională de Investiții pentru un alt obiectiv la care primăria și domnul primar s-a implicat în promovarea acestuia, este vorba de
construirea complexului sportiv de la universitate, unde se va realiza un teren de sport standard, cu tribune, teren de mini-fotbal. Vă referiți în zona Debarcadero? Da, da, practic tot, este tot un, la nivelul municipiului o realizare, o nouă locație destinată activităților sportive. Acolo cândva, când eram mic, era acel bazin și știu că era foarte, foarte frumos. De fapt, toată zona acolo era frumoasă. Au fost niște ani în care nu s-a mai acordat atenția cuvenită acelei zone, însă iată că zona acum este relansată. Sigur că da, și faptul că se face la universitate, se realizează acest obiectiv, este încă un plus în ceea ce privește infrastructura sportivă din municipiu. Și rămânând tot la acest capitol al infrastructurii sportive, să fac mențiunea celor două investiții care se realizează la complexul municipal și cu aceste două investiții se creionează întregul complex sportiv, da, de la stadion. Este vorba de realizarea bazinelor de not. Se va realiza un complex de not al municipalității, care cuprinde un bazin de not acoperit, pe amplasamentul fostului ștrand de la stadion. Da. Dispune de o suprafață de 7.000 de metri pătrați, din care a fost transmisă către CNI o parte pentru realizarea bazinului de not acoperit, investiție care va începe până la sfârșitul lunii. Suntem deja în fața de obținerea autorizației de construire, după care constructorul desemnat de CNI s-a prezentat deja la amplasament și până la sfârșitul lunii vor începe lucrările. În paralel cu aceasta, de la bugetul local finanțăm modernizarea și reabilitarea bazinului existent, bazinului descoperit, cu toată infrastructura necesară, astfel încât toată zona aceasta să fie... Se vor afla unul în vecinătatea celuilalt? Sigur că da, sunt pe amplasament învecinat, de fapt întregul amplasament, așa cum am spus, pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați, cuprinde ambele obiective. Numai că bazinul acoperit este finanțat prin CNI de la bugetul de stat, iar bazinul descoperit de la bugetul local. Ele se vor, și realizarea acestora se va face în corelare, astfel încât să avem un complex sportiv destinat activităților sportive. Ne-am propus strict activităților sportive, atât educaționale, prin școli, prin clubul sportiv municipal, dar și pentru public, cei care doresc, pe bază de abonament sau de taxă, de taxă de intrare, să poate practica în notul. Da, vești bune și un sport extrem de frumos și de instructiv pentru cei mici, mai ales dacă este practicat de la vârstă foarte, foarte mică. Pentru că mai avem foarte puțin până la pauză, când va trebui să luăm câteva minute pauză. Aș vrea să începem o discuție privitoare la buget. S-a aprobat bugetul național și urmează ca probabil în această perioadă sau în scurt timp să se aprobe și bugetul local al municipiului. În linii mari vorbim de o sumă. Mă refer strict acum la programul de investiții. Da, pe partea de investiții. Așa, noi deja am finalizat acest program, propunerea de program, propunerea, care va intra proiectul, în practic, dezbaterea Consiliului Local, în ședință, supus aprobării Consiliului Local. Așa cum am spus, bugetul destinat investițiilor a crescut în ultimul an, progresiv, în ultimii ani, ținând cont de multe investiții, de multe obiective care au fost promovate și care au ajuns acum în stadiul de implementare, de execuție. În acest an, suma propusă este la acest moment de, ca să vorbim în euro, 30 de milioane de euro, respectiv aproximativ 150 de milioane de lei, din care aproximativ 50 de milioane de lei buget local. Restul sunt... Deci cam 33% buget local. Exact, ținând cont că sunt în acest an și fondurile europene, intră programele majore, respectiv programul de transport public în comun, creșterea fluidității rutiere, iluminatul public, deja o să intre în execuție și bineînțeles că cea mai mare parte provine din fonduri europene, fonduri guvernamentale, sunt o serie de investiții finanțate din fonduri guvernamentale. Și așa cum a spus, în jur de 30 de milioane bugetul alocat integral, cuprinzând din care 10 milioane de la bugetul local.
10 milioane de euro. Sumă, da, e o sumă destul de măricică, da, inclusiv pentru bugetul local. Considerabilă de la an la an bugetul alocat investițiilor. Așa cum a spus, anul acesta se finalizează o parte din proiectele europene începute și aici, în special, cele din domeniul educațional, dar vor începe cheltuielile pe marile proiectele majore. Luăm o scurtă pauză de publicitate, ne revedem, ne reauzim în câteva minute. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni. Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050 111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Nu ai chef să gătești azi? Te așteptăm cu mâncare gătită, dar și cu mâncare tip fast food la foods.ro by Casa Alex. Poziționat ultracentral vis-a-vis de Hotel Gorj, Foods te așteaptă cu o paletă bogată de mâncăruri pregătite cu suflet special pentru tine. Poți alege meniul zilei format din ciorbă, fel principal, garnitură, salată și desert. Sau poți alege meniuri de pui crispy, meniuri kebab și shawarma sau burger de pui și vită Angus. Poți să mănânci la locația noastră sau să comanzi telefonic la 0768 668 866 și pe site-ul www.foods.ro. Te așteptăm cu drag! Ești în căutarea unei piese de mobilier pentru casa ta, mobilă pentru decorarea sufrageriei, dormitorului, bucătăriei sau a biroului? Marclinic ExpoMob te poate ajuta să-ți găsești ceva pe gustul tău. Vino în Târgu Jiu pe strada Termocentralei numărul 39 sau contactează-ne la numărul de telefon 0764 882 844. Asigurăm livrarea mobilierului comandat și montarea acestuia. Marclinic ExpoMob. Transformă-ți visul în realitate. Mirfo Târgu Jiu produce structuri mecanice sudate și prelucrate, linii și echipamente destinate industriilor metalurgice, navale, aeronautice, feroviare, mașini speciale, dar furnizează și piese de schimb pentru variate echipamente și instalații de uz industrial și civil, precum și servicii de reparații și mentenanță. Mirfo Târgu Jiu a lansat pe piață produsul container metalic din panouri termoizolante pentru toți utilizatorii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Alea Macului numărul 3 sau la telefoanele 0726 74 58 sau 0253 213 406. Mirfo Târgu Jiu, garanția bunei calități. Artego S.A., un partener de încredere.
Societatea Artego S.A. are experiență reușită de peste 40 de ani în domeniul produselor din cauciuc. Artego este lider autohton pe piața benzilor de transport și unul dintre cei mai mari producători de articole tehnice de cauciuc din lume. Producem la o calitate excepțională, ghidați de cele mai înalte standarde mondiale. Portofoliul nostru de produse cuprinde benzi transportoare, secțiune unde ne aflăm pe primul loc în România și în top 3 european, covoare și plăci tehnice din cauciuc, garnituri presate și profilate, coturi și manșoane, răzuitoare de zăpadă, aparate de reazem, covorași auto, plus multe alte articole din cauciuc. Societatea Artego mai produce confecții textile, produse de panificație și lactate. Artego S.A., un partener de încredere. Societatea Comercială Agrofil Iris SRL arendează, cumpără terenuri agricole, prestează servicii agricole și achiziționează cereale pe raza comunelor Bălești, Telești și Câlnic. Arenda se dă în funcție de calitatea terenului. Relații la telefon 0759 551 171 sau 0723 006 675 și la adresa de Gmail agrofiliris@gmail.com. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Am revenit, doamnelor, domnilor, cu a doua parte a unei emisiuni în care avem plăcerea de a discuta cu domnul Raul Chiriac, director adjunct, director executiv adjunct în cadrul Direcției Tehnice din Primăria Municipiului Târgu Jiu. Stimate domnă, ca să facem o trecere în revistă a ceea ce înseamnă totalitatea proiectelor europene, pentru că, așa cum bine spuneați și dumneavoastră și cum știm din materialele de presă apărute în ultima vreme, vorbim de niște sume considerabile pe proiectele europene. Da, sigur că da, sunt o serie de proiecte, o valoare, bineînțeles, pe care bugetul local niciodată nu ar putea să o asigure. Vorbim de proiecte care numai în acest exercițiu, proiecte cu finalitate în 2023, valoare de aproximativ 60 de milioane de euro. Și aici o să fac referire la proiectele majore privind transportul în comun, reabilitarea și modernizarea transportului în comun prin troleibuz, care cuprinde pe lângă reabilitarea întregului sistem și achiziția, inclusiv contractul de parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, în total achiziția 35 de mijloace de transport, de troleibuze, dintre care 20 cu autonomie. De asemenea, proiectul de creștere a fluidității rutiere în municipiu, care se realizează integrat cu proiectul de transport în comun, proiectul de reabilitare și modernizare a iluminatului public din municipiu. Pe lângă acestea, proiectele în infrastructura educațională, care de fapt se finalizează în acest an, două dintre ele, iar un alt proiect va demara în acest an, fiindcă a fost semnat contractul de finanțare. La începutul acestui an este vorba de reabilitarea Școlii Generale Constantin Săvoiu. Iarăși o școală emblematică pentru municipiu. O școală care, pe lângă reabilitare, va dispune și de un nou corp de clădire, ce adăpostește o nouă sală de sport, dar și un amfiteatru la etaj. Alte proiecte care au fost finalizate, proiecte de amenajare spații verzi, părculețe, dar și un proiect major de regenerare urbană, fiindcă în programul și în strategia municipalității se regăsesc o serie de proiecte ce vizează regenerarea urbană, revitalizarea unor spații, ce au ca scop îmbunătățirea calității vieții. Aici este vorba, finanțat din fonduri europene în acest program, în cadrul programului operațional regional, este vorba de acea zonă de agrement de 12 hectare, de care am amintit anterior, în zona Narciselor, un parc, practic, cu alei pietonale, iluminat, dotări urbane, mobilier urban, punct info, punct pentru închiriat biciclete,
amfiteatru pentru spectacole și toate dotările peisagistică, foarte multe, foarte mulți arbuști, plantări. Proiectul cuprinde în acest sens o direcție destul de importantă în ceea ce privește plantările care se fac în cadrul acestui proiect. Zona are acces inclusiv din calea București, atât din interiorul cartierului Narciselor, de pe strada Marii Preda, deci va fi cu acces multiplu. Va avea, bineînțeles, va avea o deschidere de 100 de metri și pe strada calea București. Proiectul, practic, a fost avizat chiar în aceste zile la Agenția de Dezvoltare Regională. Avizul de conformitate privind posibilitatea demarării procedurii de licitație. Da. Deci în următoarele zile va fi demarată procedura de achiziție a lucrărilor cu termen de finalizare anul viitor. Și pentru că vorbim de investiții, vorbim de proiecte investiționale... Aș mai face referire la proiectele finanțate din fonduri europene. Sunt alte trei proiecte ce vor, prin programul operațional de asistență tehnică, primăria a depus trei proiecte pe diferite domenii prin care se finanțează pregătirea documentațiilor. Aceste proiecte, bineînțeles că vor fi prioritare la asigurarea finanțării pentru execuție și este vorba de trei proiecte importante. Pe de o parte, cele trei pasaje subterane de pe coridorul Străzii Unirii, este vorba de cele trei intersecții din zona centrală a Străzii Unirii, Piața Centrală, zona centru, de pe strada unde este sensul giratoriu din zona centrală. Fosta zonă Parângu, să-i spunem exact, așa, pe că toată lumea știe sub acest nume. Și de la statuie, de la intersecția de la liceul Tudor Vladimirescu. Toate avem studiul de fezabilitate elaborat și a fost deja semnat contractul de parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea documentațiilor, respectiv demararea proiectului tehnic. Acolo vorbim practic de în linie de trei puncte extrem de tranzitate, atât de către mașini, cât și de către pietoni. Exact. Investiția presupune realizarea trei pasaje pietonale subterane, dar care fiecare presupune o cameră urbană sub întreaga intersecție cu accese din toate direcțiile. Cel puțin patru. Iar în acea cameră urbană subterană cu spații generoase se va putea desfășura și comerț, inclusiv locuri pentru mini-spectacole. Adică ceea ce veni, ca să înțeleagă cei care ne privesc, ceea ce știm că există ca idee la metrou în București. Exact, da. Intrăm, acolo sunt magazine, ieșim... Valoarea estimată a investiției privind execuția este la peste 17 milioane de euro. Pentru toate cele trei pasaje. Și de asemenea, alte două proiecte care au fost incluse în acest portofoliu de proiecte finanțate prin programul operațional de asistență tehnică. Este vorba de reamenajarea de peisagistică a grădinii publice, este vorba de reabilitarea parcului central, o investiție de peste 3 milioane de euro, care cuprinde atât iluminatul în parcul central, reabilitarea întregului iluminat, pavazarea aleilor, pavimentul pe întrebare, alei. De cetățean în primul rând, vom scăpa de acel amestec care atunci când plouă devine extrem de cleios aici și se lipește de... Aici fac o referință. Parcul se compune din punct de vedere al încadrării ca obiective culturale. Parcul este un monument istoric, cu cod de monument. Însă întreaga suprafață a parcului, din punct de vedere al categoriei de monument, se împarte în zona de loaziri și cea mai mare parte a parcului este de categoria B, iar Alea Scaunelor este categoria A. Și realizăm două proiecte separate. Alea Scaunelor, care cuprinde operele sculptorului Constantin Brâncuș și este tratată separat, dar bineînțeles în armonie și corelat cu restul parcului. Da. Dar sunt două proiecte distincte. Pe de o parte, grădina publică, care cuprinde, așa cum am spus, toate elementele, de la pavimentul aleilor, iluminat, refacerea împrejmuirii, atât pe strada Constantin Brâncuș, pe bulevard, și pe strada Unirii, peisagistica, bineînțeles, o îmbunătățire, mă rog, și aici o aducere la o caracteristică superioară a toate
Tot de fonduri europene vorbim și în acest caz. Sigur că da, toate sunt pe acest program de operațional de asistență tehnică care prevede finanțare pentru pregătirea documentațiilor, dar toate aceste proiecte, la acest moment a fost semnat parteneriatul, așa cum a spus, urmând a se parcurge etapele până la semnarea contractelor de finanțare. Dar toate aceste proiecte, bineînțeles, vor fi prioritare atunci când se va asigura finanțarea pentru execuție în cadrul programelor europene. Am înțeles. Iarăși un proiect extrem de interesant pe care l-am văzut expus în spațiul public de către municipalitate, de către primar și de către aparatul de specialitate. Se va construi o parcare subterană în ceea ce sau numim noi zona tribunalului. Da, sigur că da, este un proiect pe care ne-am propus domnul primar împreună cu conducerea primăriei. În urma discuțiilor, a fost promovat în programul de investiții, fiind finanțat, ne-am propus să-l finanțăm de la bugetul local până în anul 2023, cu finalitate în 2023. La această dată avem studiul de fezabilitate elaborat. Practic, investiția cuprinde realizarea unei parcări subterane pe locația parcului existent la spital, da. Parcul Miloșescu, dar și o reconfigurare la nivel, o reconfigurare a spațiilor verzi a parcului. Practic, o îmbunătățire a caracteristicilor, a elementelor peisagistice, pietonale a parcului. Practic, prin această investiție, pe lângă asigurarea unui loc destinat parcării la limita zonei centrale a municipiului, atât pentru locuitorii municipiului, dar și pentru vizitatori, să existe o parcare la așa cum am spus, la limita zonei centrale, o parcare care va asigura 170 de locuri, dar în același timp proiectul este elaborat astfel încât și inclusiv suprafața spațiilor verzi va crește față de situația existentă actual. La nivel se vor reconfigura aceste spații verzi într-o peisagistică și la caracteristici superioare față de ceea ce avem în prezent. Practic, pe lângă asigurarea acestor locuri de parcare, investiția prevede ca crearea și unui loc mai atractiv în zona centrală. Adică, practic, vreți să ne spuneți că se va modifica și fața acelui parc. Sigur că da. Vor fi aduse elemente de îmbunătățire ale peisagistice, o reconfigurare. Da, de altfel am văzut mobilier proiectul. Urban adecvat. Am văzut proiectul și proiectul este mai mult decât interesant. Adică acea machetă, cum va arăta, este chiar ok. Sigur că da. Ne-am propus în perioada următoare să finalizăm, așa cum am spus, a fost elaborat studiul de fezabilitate, vom finaliza proiectul tehnic, după care se va demara procedura de contractare a lucrărilor. Cu finalizarea, așa cum am spus, ne-am propus finalizarea investiției să se facă în 2023. Este o investiție care, de altfel, prin faptul că nu există utilități subterane care necesită a fi deviate, de asemenea, nu va afecta, fiind în afara traficului, nu va afecta circulația rutieră în zona respectivă. Astfel încât să putem vorbi de un blocaj. Da, și lucrările se pot derula destul de facil. Când vor debuta lucrările la acest proiect? Noi preconizăm, dacă într-un calendar estimativ, ca spre sfârșitul anului, în această toamnă, să înceapă lucrările. Acolo, în zona parcului. Așa ne-am propus, da. Parcului. Și așa cum am spus, e bugetat pe 3 ani, anul acesta, în 2022 și finalizare în 2023. Încet, încet, iată, spre supărarea, spre frustrarea unor cetățeni din Târgu Jiu, deși sincer nu-i pot înțelege, se modifică inclusiv fețele cartierelor. Că vorbim de cartierele de la marginea orașului sau periferia orașului până la cartierele din centru. Ne uităm la acel program național cu impact local de anvelopare. Ne uităm la tot ceea ce se întâmplă în cartiere. Iau de exemplu cartierul de Barcader unde locuiesc, am văzut un interes sporit din partea municipalității și a serviciilor de la primărie pentru ceea ce înseamnă refacerea feței cartierului. Se vede diferență? Sigur că da, avem o serie de proiecte și acțiuni menite să îmbunătățească pe lângă o revitalizare a cartierelor, dar și un aspect, o ameliorare a aspectelor fațadelor clădirilor, în special a blocurilor de locuințe,
construită până în 1990, o revigorare a spațiilor verzi, o reconfigurare a locurilor de joacă, crearea unor noi spații de relaxare la nivelul municipiului și aici, pe lângă cartierele de locuințe, așa cum a spus, sunt o serie de proiecte. Aș vrea să enumăr scurt câteva proiecte ce vizează îmbunătățirea, regenerarea urbană, îmbunătățirea aspectului peisagistic al spațiilor verzi, reconfigurarea zonelor de agrement. Și aici este vorba de parcul de la statuia Tudor Vladimirescu, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, să nu uităm că în acest an se aniversează bicentenarul Tudor Vladimirescu și ne-am propus începerea lucrărilor la reconfigurarea parcului cu finalitate anul viitor. De asemenea, mai un alt proiect tot de regenerare urbană și de influență în această zonă a creierii unor spații verzi, unor zone de relaxare, unor poluri de atracție la nivelul municipiului, este vorba de crearea unui nou părculeț în zona adiacentă Căii Eroilor, este vorba de un teren donat de Fundația Infinitului din Statele Unite, la intersecția străzilor Calea Eroilor cu Gheorghe Tătărăscu, în apropierea parcului Coloane, este vorba de acea fostă parcare, da. Terenul aparține Fundației Infinitului din Statele Unite. Aceasta a fost donată municipiului cu condiția creierii unui parc, unei zone de relaxare. A fost elaborat proiectul, bineînțeles că vom... Fără alte pretenții financiare respecta, pentru... Fără alte pretenții, vom respecta, bineînțeles, acea obligație. Deja am făcut pași și, bineînțeles, că vom duce la finalitate acest obiectiv, prin care se extinde, practic, zona de loazir, zona de relaxare din zona adiacentă parcului Coloanei. Revenind la măsurile și acțiunile pe care le considerăm necesare pentru revitalizarea cartierelor municipiului, așa cum ați spus și dumneavoastră, pe lângă acele măsuri privind reabilitarea termică a blocurilor, care au și rolul de a ameliora aspectul fațadelor, vom demara anul acesta o serie de proiecte mai complexe în ceea ce privește revitalizarea cartierelor. Și începând cu zona de sud, este vorba de cartierul Plopilor, cartierul Teilor, unde au fost eșalonate anumite lucrări, ca și în alte cartiere, și în celelalte cartiere ale municipiului, ținând cont că au fost executate, realizate lucrările de reabilitare a rețelelor subterane, și aici este vorba de canalizarea menajeră în zona de sud, în Plopilor, Teilor, chiar a fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor la începutul acestei săptămâni. Și aici ne-am propus proiecte mai complexe de reconfigurare a tramei stradale, a parcărilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă în cartierul Plopilor. Ne-am propus, spre exemplu, redistribuirea unor locuri de parcare, bineînțeles pornind de la amenajarea și realizarea colectorului de canalizare pluvială, preluarea apelor pluviale, refacerea sistemului stradal, rutier, inclusiv parcajele adiacente, reconfigurarea trotuarelor, asigurarea unui nou loc de joacă în afara zonei rutiere, da. Măsurile acelea de securitate, de siguranță. Exact. Avem posibilitatea realizării acestui loc de joacă prin faptul că municipalitatea a intrat în posesia unui teren în zona Plopilor de peste 3.000 de metri pătrați în afara zonei rutiere, așa cum am spus, într-o zonă de în care se pot realiza și amenajări privind relaxare, loc de joacă pentru copii, jocuri sportive și așa mai departe. Și, bineînțeles, pe amplasamentele care se vor reloca, se vor putea realiza locuri de parcare. Deci o reconfigurare totală a cartierului respectiv, atât în Plopilor cât și în Teilor. Și dorim să continuăm acest program, chiar dacă foarte multe cartiere intră în procesul acesta de reabilitare, de reamenajare a spațiilor verzi, dar dorim lucrări mai ample în cadrul unor programe de investiții care să cuprindă mai detaliat o îmbunătățire, o aducere la caracteristici superioare a tuturor elementelor, de la sistemele rutiere, parcaje, locuri de joacă, spații de relaxare, spații verzi, peisagistică.
Cum spuneam și în prima parte a emisiunii, orașul nu numai că se extinde, ci orașul capătă și o altă față, în ciuda nemulțumirii, frustrării unora sau altora din Târgu Jiu, e drept, nu foarte, foarte mulți. Mă gândeam acum, ascultându-vă, privitor la acest aspect exterior al blocurilor de locuințe, fie că vorbim de asociații de proprietari sau de locatari. În alte țări, și am în minte Polonia, unde știu sigur că se întâmplă acest lucru, construcțiile au o fațadă tematică, să-i spunem, comună. Adică la noi, în anumite zone, putem să vedem tot felul de construcții și iau zona centrului. Acum, e greu să le aduci din nou pe toate ca la o fațadă comună sau la o temă comună a fațadelor. Dar nu vi s-ar părea normal ca în timp, de aici încolo ce se construiește, să se respecte un anumit tipar, adică să nu mai arate, nu știu, unul pestriț, unul liliachiu, unul fisticiu, și să fie cât de cât o față comună? Sigur că da. Acum se respectă anumite reguli de urbanism și mai ales în ceea ce privește toate blocurile din zona centrală. La baza autorizației, bineînțeles că a fost obținut și conform legii și ordonanței 18 care instituie acest program, și pe baza avizelor de la Ministerul Culturii. Normal că sunt executate, elaborate fațadele, sunt făcute de proiectele, sunt elaborate de arhitecți autorizați, sunt obținute toate avizele necesare, inclusiv de urbanism. Bineînțeles că la paleta culorilor s-a ținut cont și de situația existentă, sunt anumite zone în care s-a ținut cont și de culorile care au fost realizate anterior la alte spații, la spațiile parter, mezanin, etaj 1, unde au fost anumite spații corelare, s-a căutat o armonizare a nuanțelor culorilor, dar sunt alese și cel puțin și ce blocurile care se realizează acum sunt totuși într-o paletă a culorilor, o paletă unitară. Și merg înainte acele lucrări, că le vedem sigur că în zona centrului. În ceea ce privește programul de reabilitare făcut în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, la care municipiul Târgu Jiu are o contribuție însemnată în ceea ce privește acest program, în sensul că sunt foarte multe blocuri finanțate prin programul național, datorită demersurilor primăriei. În această perioadă sunt în execuție 11 blocuri, atât în zona centrală. Vom finaliza toate blocurile din zona centrală, ținând cont că zona centrală este zona protejată. Ne dorim să promovăm ansamblul monumental Constantin Brâncuș, să fac demersuri și de către autoritățile abilitate de la nivel național pentru includerea în patrimoniul universal a UNESCO ansamblului. Și bineînțeles că avem în acest sens o serie de proiecte integrate care conduc la acest deziderat, din care acesta face parte, proiectul de reabilitare termică a blocurilor. Dar nu este tratat numai zona centrală, practic toate zonele din municipiu sunt tratate, sunt blocuri în execuție și pe strada Confederației, în Caragiale, de asemenea 31 de blocuri care au fost promovate la nivelul guvernului, și la care și domnul primar a făcut referire cu ocazia de atâtea ori atunci când a fost cazul. În spațiul public, da. Cuprind blocuri din toate cartierele municipiului și din zona de sud și din zona de nord, din zona semicentrală. De asemenea, așa cum municipalitatea a anunțat prin reprezentanții săi, inclusiv domnul primar, suntem în diverse stadii de promovare. Pe de o parte sunt blocurile în execuție, sunt cele 31 de blocuri care vor intra în execuție, fiind deja în stadiu de promovare avansat, și primim solicitări în continuare de la toți cei ce doresc, de la toate asociațiile care doresc să înscrie blocurile în acest program, primim acele solicitări pentru a veni cu a treia etapă de promovare. Care ar fi condițiile ca asociațiile sau o asociație? În primul rând, dorința fermă asociațiilor, și asta înseamnă hotărârea adunării asociației însoțită de tabelul cu majoritatea semnăturilor. Deci majoritatea, majoritatea semnăturilor acordului favorabil al proprietarilor. După care se semnează contractul, încheierea unui contract de mandat între municipalitate și asociația de proprietari privind modul de derulare prevăzut de legislație.
vreau să spun că practic din datele, din practica acestui program au fost optimizate în ultimii 2 ani toate aceste proceduri astfel încât să facem cât mai facil acest program, fiindcă într-adevăr este un program destul de complex, care implică și colaborarea cu cetățenii și pot interveni probleme și s-au luat toate măsurile de a optimiza în sensul în care s-a inițiat preluarea, după cum știți, structura de finanțare a programului prevede 50%, la momentul acesta 60% s-a mărit. Da, contribuția de la bugetul de stat, 30% primăria și 10% asociațiile de proprietari. Dar, în plus, prin hotărârea Consiliului Local, la inițiativa domnului primar, acea contribuție de 10% a fost preluată de către municipalitate până la încheierea lucrărilor, urmând ca aceasta să se achite după recepția la terminarea lucrărilor pe o perioadă de 5 ani în 10 taxe. Nici nu simți. Sigur că da. Adică deci sunt la o sumă modică. Programul a fost optimizat la maxim, astfel încât să poată se poate derula fără probleme și primăria să poată deconta cheltuielile către constructor la zi fără a aștepta de fiecare dată contribuția asociațiilor, așa cum a spus urmând ca aceasta să se achite în termen de 5 ani și tot în favoarea cetățeanului și pentru acel confort. Stimate domn, am ajuns la final de emisiune, mai erau multe de vorbit, eram convins că nu ne va ajunge spațiul pentru această seară. Mii de mulțumiri pentru prezență, multă putere de muncă și fie ca data viitoare când ne vedem să nu numai să ducem mai departe firul discuției, dar să vorbim și de alte și de alte investiții la nivel de UATT Târgu Jiu. Vă mulțumim. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatului nostru din această seară, multă putere de muncă, sănătate maximă. Ne revedem, ne reauzim.